Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vom vizita castelul Huneazilor din Hunedoara. Priviți! Acesta este castelul Huneazilor sau castelul lui Iancu de Hunedoara. Deși este construit în secolul al XV-lea, pare a fi modern, cu spa, cu restaurant, cu toate utilitățile. Probabil, la vremea aceea era considerată o construcție futuristă, ca să nu spun extraterestră. Este o construcție imensă, panoramică, dar nu văd turnuri de apărare cum era pe vremea respectivă. Scuze, mi se face semn să nu filmez. Cum? Zice că nu asta e construcția, nu asta e castelul Huneazilor, ci celălalt, vis-a-vis. Mă scuzați, să întoarcem camera. Da. Vă rog să mă scuzați, am crezut că ăsta e castelul Huneazilor. Totuși, ce caută acel hotel cu spa de 4 stele în buza castelului? Oare nu strică imaginea medievală a castelului? Eram curios, am început să caut în presă, pe internet, ce este cu acea construcție. Ce credeți că am aflat? Surpriză! Deci construcția aparține unei familii nobile actuale, fostă parlamentară. Deci os domnesc, cum ar veni. Nu este a unui urmaș care a lucrat în combinatul siderurgic din Hunedoara, nici vorbă, ci este a unei familii care aparține de PNL. Eu nu fac politică, dar mă gândesc ce coincidență strană. Aparține foștilor parlamentari PNL, Carmen și Lucian Hărău. O investiție de 6,5 milioane de euro, nu asta ne interesează. Probabil că acolo s-au obținut și niște contracte din bani publici, mă rog, ca de obicei. La vremea respectivă au fost și niște arhitecți care au spus că clar că respectiva construcție strică blazonul castelului Corvinilor. S-a motivat faptul că se oferă niște locuri de muncă, între 70 și 100 de locuri de muncă. Probabil că dacă trăia Ioan de Hunedoara, ar fi fost angajat portar la hotelul respectiv, iar Elisabeta Siraghi ar fi fost cameristă la hotel. Cred că le convenea, erau aproape de casă, nu mai trebuia să facă naveta, chiar pe strădrum. Dar priviți ce armonios îmbină trecutul medieval cu prezentul parlamentar. Două epoci diferite. Epoca medievală epoca parlamentară. Mai departe, vă las pe dumneavoastră să analizați.
Eu zic că respectivul hotel nu are loc aici. Strică blazonul castelului, într-adevăr. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăiți o epocă parlamentară cât mai frumoasă.